Seceta a creat mari probleme în județul Buzău anul acesta. A fost afectată însă și o parte din Prahova la limita cu acest județ. În Prahova avem secetă pedologică moderată, cu mici excepții pe suprafețele care sunt la limita cu județul Buzău, comunele Baba Ana, acolo și Fulga, ceva din Fulga. Acolo este secetă pedologică accentuată. Înainte de precipitațiile de ieri, seceta s-a manifestat în teren, a produs ceva pagube la culturile de păioase și la rapiță. Vom vedea cum vor evolua în perioada imediat următoare. Fermierii pot anunța pagubele la primăriile de care aparțin. Avem în vigoare Ordinul 97 cu modificările ulterioare, care permite fermierilor să facă sesizare la Comisia Locală pentru Situații de Urgență, care este în subordinea autorităților publice locale, deci acolo unde au suprafețele declarate la APIA, acolo se duc și fac o sesizare, că sunt afectați de secetă pedologică. Autoritatea publică locală face un raport operativ pe care o trimite la noi. Reprezentanții Direcției pentru Agricultură Prahova vor face apoi vizite pentru evaluarea pagubelor în câmp, alături de cei de la APIA, primărie și de fermieri. La o primă analiză, în județ nu sunt culturi calamitate în proporție de 100%.